numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Mihăiță. 1, 2, 3. Da, îl văd. Da, e el la venșa cortului. Are un fel de... Ca e o sferă. E o sferă luminoasă, câmpurile lui. Da. Iar după sfera asta a lui luminoasă, câmpurile lui, parcă în jur, în afara ei, sunt ființe, par globini și niște ființe sălbatice care ar vrea să atingă sfera, dar se ard când o ating. Și încearcă din exterior să creeze tot felul de situații astfel încât să nu-i ardă energia lui, dar râvnesc la ea toți. Câte ființe de-astea sunt? 24-27. Wow! E ca, e ca un far de lumină în întuneric și toți îl văd, dar nu se pot apropia. Unele chiar dacă îl văd, nu se pot apropia de la distanță. Altele se apropie de el, dar nu pot să pătrundă. Îl văd ca un ocean de energie pe care vor să-l facă pe vibrația lor. Dar nu le prea reușește, doar că câteodată reușește atât să scadă vibrația cât să atingă sfera lui și atunci din margini, cum ar fi primul strat, reușesc să se mai energizeze de la el. Dar nu văd să treacă de acest prim strat, pe care apoi el și îl reconstruiește, regenerează. Dar stringurile lui, care și le creează prin gânduri de atașament față de mamă, de soră și față de unele suflete a unor persoane cu care interacționează, cu care, să zic așa, are o vibrație, o frecvență asemănătoare, se recunosc din alte vieți și ar vrea să-i ajute, dar nu înțelege de ce și cum, dar nu insistă prea mult. Entitățile încearcă prin acele persoane să-i scadă vibrația, dar nu vă să reușească prea mult. Ei, atunci partea subliminală observă și să taie toate stringurile cu oricine și orice. Da, uite, de aia, din acest motiv, el taie. Le taie, da. Taie și acum și zice taie mereu. Dar din acest motiv a cerut scrisoare tuturor ca ele să nu mai aibă nici măcar intenția de a se apropia de el, pentru că îi se pare câteodată copleșitor să încerce tot timpul să-i țină pe ei la distanță. Dar inclusiv acest gând că sunt în jurul meu și vreau să nu mai vină, el de fapt se conectează cu ele. De fapt le creează o anumită frecvență gândurile lui la ele,
cu ele. Această mini frică, să zic, sau nu știu cum să o numesc. Gând că, de fapt, eu sunt într-un ocean de întuneric și ele sunt undeva acolo și pot să vină spre mine. Doar și acest gând pe care îl emană e un pic de frică și ele atunci pot să-l simtă, să-l vadă, să-l urmărească. Deci a tăiat toate strimițile? Da, da, a tăiat. Toate. Ia toți ăștia 27 de creaturi, le pune în față, le bagă, îi bagă pe toți într-un cub mare. Îngheat. Da. Celelalte părți subliminale le pune în partea cealaltă. Da, într-o sferă. Da. Da. Fiecare în sfera lui. Da, le-a pus. Dar nu cu energia lui Mihăiță, ci le arată, le trimite informații și le arată cum fiecare să-și facă o sferă. Da, le-a pus, da. Fiecare acum, o sferă. Caută această frică. Frica de entitățile altora. Frica de cei în jur, spune, și de ceea ce îl poate afecta fără ca el să zice, fără ca el să se gândească, dar de fapt el se gândea. Exact. Toată frica asta o adună într-un punct. Zice, elimin frica de potențial de frică. Ok. Ai bună. Da. Da. Scoate și o arde. Da? Da. Acum ne-a mai zis Mihai că uneori îi veneau niște gânduri, adică probabil tot frică sau potențial că de pericol. Că a ieșit din religii și mai veneau gândurile alea că uite că poate totuși că cum ne-a spus înainte că uite mai vin mesaje de la unii, de la alții, sau ce mai citește el, nu de la unii, de la alții, din ce mai citea, ce mai găsea, că uite că ăia erau buni, uite cum scrie acolo, că sunt buni, că sunt așa, și parcă îi venea o fel de părere de rău, remușcări, da. Să scoată toate remușcările astea. Da, zice să nu mă mai las păcălit de nimic. Că apoi își revenea și zicea că își revenea cu gândurile. Da, gândurile astea, să vedem cine le trebuie. Deci, deocamdată să scoată toată. Scoate. Și pe asta. Ce scoți doiala noi? Da, toată doiala. Da, toate dubiile le scoate. Le-a făcut un gem. Da. Și pentru a... Le-a făcut un gem și le arde. Da, pentru a-și aminti, reaminti. Cine? Cine sunt? Cine este acel Dumnezeu biblic? Acum să-și acceseze din câmpul informațional al pământului. Să acceseze toate acțiunile și toate, tot ce a indus zeii, ce au indus zeii și ce au făcut, ce au indus oamenilor să facă. Și să vadă bunătatea, în ghilimele, a acestor zei. Pur și simplu, accesează Akasha Pământului. Da, vede, accesează și vede cum aceștia prima dată creează scene, situații terifiante, apoi pe acea frică a fiecăruia, și gând indus de neputință, oamenii începeau să ceară ajutor, iar aceștia veneau, dar veneau tocmai în situații create de ei. Deci veneau un sabotaj. Da, sabotaj, să observe că tot ce au scris și au transmis oamenilor prin acele scrieri, cum manipulau pe cei cu măsură să facă acele acte, să vadă toate actele care le-a indus acelora cu care aveau puterea, câte crime au făcut aceste ființe. Au indus oamenilor să facă. Sau ele însăși prin corpurile acelea. Își creau scenariile proprii și apoi oamenii erau plini de frici. Și îi manipulau mental să omoare alți oameni. Da.
S-au intrat efectiv Miile, în zecile de corpurile mii. lor. Intră în Da. corpuri, exact. Toate lucrurile astea să le revad acum, partea subliminală. Deci le văd manipularea și teatrul lor. Mm-hmm. Și ororile care le-au indus oamenilor Și să le cât de facă sau le-au malefici făcut ei înșiși. și sadici pot să fie doar ca să obțină ce vor ei, zice. Care de fapt ce vreau să obțină? Ce Energia obțineau? Energie joasă a și suflete. fricilor, oamenilor, a neputințelor lor și contracte cu sufletele lor. Și însăși sufletele. Cei Da. care îi omorau erau omorâți, era recoltă. Recolta. Erau adunați ca într-o plasă de pescuit deasupra. Erau adunată pentru că ieșeau pe acea frică și teroare. Da, vede. Și acum, dacă a revăzut, nu trebuie să fie îngrozit. Pentru că noi știm că asta au făcut, asta fac din totdeauna, asta este. Zice cât de ăștia. Parșive pot să fie și manipulatoare. Creează, apoi te fac să te rogi tot lor ca să-i chemi în ajutor. Creează scenariile. Da. Își creează capcana oamenilor și oamenii cad în ea. Da, văd tot, vede tot, da. Și acum, fiindcă ți-a reamintit, nu cred că mai va mai permite unui gând de nostalgie după dogma din care a ieșit. Nu cred că va mai permite unui astfel de gând să mai intre. Nu e manipulator acel gând, vede cum i l-au manipulat, să vadă doar partea primă, ferimitura pozitivă și apoi era prins, închis. Ia să vedem cine îi trimitea gândurile astea, dintre ăștia, 27. Sau toți, și de la toți părțile sperând, subliminale. Și, da, exact, și egregorul creat a celorlalte părți din jur subliminale care îl alimentau, influențe din societate, din religii, a oamenilor din jur și induceau și aceste ființe din jur aceste gânduri de remușcări, de reproșuri, că de fapt, uite ce a fost și cum a fost și a fost bine, dar sunt firimituri aruncate, momială, zice. Își dă seama de tot. Până facem altceva, hai să chemăm partea subliminală, Ela, a sorei care a fost curățată, Daniela Mariana, ca să asiste aici. Sau era printre părțile subliminale deja, cu care era. Avea stringuri. Era și ea mama. Și mama, da. Okay. Da, sunt aici, da. Bine, deci au auzit ce am vorbit până acum. Da. Acum, și mama curățată. Hai să vedem, Ela, care vrea să ia cuvântul din aia 27, care stau acolo blocați în cub, care mai veneau și mai scădeau un pic vibrația, că le plăcea, le vreau lumină. Vreau lumină, ia uite, lumină. Unde era lumina? Unde e lumina asta pentru toți cei din egregorul care tocmai s-a îmbibat și s-a umflat în aceste zile? Lumina adevărată e în noi, spune Mihăiță. Oamenii, în momentul în care o acceptă că ar fi din exterior, de fapt și-o dau pe a lor. Și păi alimentează acea lumină din exterior, care de fapt e adunată de la toți oamenii, care nu e altceva decât fiecare el însuși. Era o din asta, un citat care a circulat zilele astea, cum zic, popii, veniți de luați lumină. Ia să analizăm în energetic, Ela, să vedem lumină. Ce observați. Nu, veniți de a luați lumina, cui se adresează această chemare? Oamenilor, că oamenii înțeleg că lor. Nu, da. Se adresează entităților.
Ele le invită, okay, veniți de luați lumină. Da. Hai să spun cum e. Oamenii înțeleg, veniți înțeleg de luați... că lor li se adresează. Da, dar ei în momentul în care merg acolo li se ia lumina lor proprie, aceea ce suntem noi fiecare, scânteie din sursa primordială, li se ia lumină, se alimentează într-un punct central și când popii spun veniți de luați lumină, se referă la entități. Mm. Exact. Și ele vin grămadă, vin care multe. Ele oricum sunt acolo. Da, dar vin și, da, mai multe. Și mai multe vin atunci, că le cheamă, da? Deci acest îndemn tragi pentru entități. Părți subliminale, care aveți corpuri fizice, care participați și practicați. Să faceți parte din aceste greșeli. Hai să-ți mai spun ceva, o secundă, că după aia pot să continui. Cer scuze, mm-hmm, că te întrerup, dar... partea subliminală a lui Mihai a observat ceva foarte important. Mm. Sufletele, părțile subliminale, când aud veniți de luați lumină, ele, mm-hmm, nu au ce să ia decât să dea și atunci, mm-hmm, părțile subliminale înțeleg dați lumină. Ah. Pentru că aici pe pământ totul e întors pe dos, iarăși. Ah, vin să spun acest lucru. Mințile înțeleg, luați lumină. Dar părțile subliminale știu că n-au ce să ia, pentru, uh-huh, că ele sunt lumină și atunci ele dau. Deci în subconștient noi ne dăm lumină. Ok. Partea subliminală a lui Mihăiță? Da, ce bine. Zice de treaba asta? Mai răspunde la această, nu, chemare? Nu, nici de cum. Nici de cum, spune. De ce să alimentez asemenea egregori și asemenea batalioane, zice, de armată neagră, zice. A mai circulat iarăși un filmuleț, ăla am pus și pe grup, cu lumina, cum se aprinde lumina sfântă, cum vine lumina sfântă. Și a fost demonstrat că e un filmuleț, tu n-ai avut timp, probabil, să uiți. Da, îl știu. Așa, nu, de, la o televiziune acum, alt filmuleț, din Grecia, o dezbatere cu un pop acolo, cu alții, și i-au demonstrat lui popa cum, cu fosforul alb, cum se moaie acele lumânări și cum intră popa ca să ceară, să roage acolo la Ierusalim și cu 33 de lumânări, înmuiate, aranjate înainte, iar aranjate, muiate în fosforul ăsta, practic ele nu se aprind imediat, se aprind într-o perioadă, adică peste câteva minute, timp, da? Da. Da, timp, peste ceva timp. Și atunci când alea încep să bubuie, să se aprindă, ăștia au demonstrat în filmuleț și că ei, popii, spun lumina asta și credincioșii și cei din egregor. Lumina asta nu te arde. Câteva minute nu te arde. Deci chiar și spun. De ce nu te arde? Pentru că ăștia au demonstrat. Lumina aia, până se duce fosforul, ea nu arde. Este, poți să pui mâna, poți să te dai pe față. E o lumină rece, cât e substanța aceea de fosfor. După care s-a consumat substanța și începe să ardă lumina. Ca orice lumină, orice flacără, da? E, vreau să ne uităm acum și să vedem dacă este adevărat ce se întâmplă în energetic și dacă este adevărat acest truc care a fost demascat. Asta era ideea. Dacă tot suntem trucul, aici în temă. Dacă trucul e real. Da, dacă trucul e real, dacă ăștia fac așa. Da, fac acolo. Tot era. Ceea ce văd este că e totul un experiment chimic. Da. Și... dar ăștia fac de mii de ani. De ce păi puțin da. O mie de ani? Nu știu de când practica asta. E, da? E știut chimic că o da, substanță... de mii de ani erau da. Alchimiști, cunoșteau. Da, da, exact. Și... de ce, auzi, întrebarea mea este că de ce catolicii nu apelează la trucul ăsta? Au rămas numai... adică cei mai hoți au rămas ortodoxi și
Ei fac tot felul de astfel de trucuri, inclusiv cu lăcrimatul icoanelor și statuilor sau cu mișcatul statuilor, capurile, mâinile, mai știu Nu, ce dar fac vorbesc ei. de trucul ăsta. Catolicii de ce nu-l fac? Îl De fac ce ne și ei pe apelează aici, la pe ei? acolo. Unele A, biserici îl fac zici și cu ele. altele, nu cu lumina Și cu sfântă. lumina, unii îl fac. A, da? Dar Da. nu de Paște. Nu de sărbătoarea asta. Unii fac chiar și de Paști, depinde de țări, depinde de A, cultura locală a nu, dar țărilor, dar vorbim de unii îl fac. Vatican. Așa cum A, la ăștia la Vatican, de Ierusalim, ce nu-l în toată fac? lumea, da, vine lumina Pentru de acolo. că nu a, Vaticanul nu-l face pentru că ei consideră că sunt deja supremi și că oamenii trebuie să creadă în ei așa cum sunt ei și au deja un număr Nu mai au nevoie de destul trupuri. de mare de egregor, Ei bine. da, mare. Și nu au neapărat nevoie să mai preteze la astfel de trucuri, dar bisericile mai mici, Mai da. bine, unii ori mai face. Pe aici, pe colo, da? Da, deci e un experiment chimic care se poate să-l facă oricine acasă. Da, păi l-au făcut. Au demonstrat, cum ți-am zis în filmulețul ăsta. În energetic, ia să vedem ce face. Popa ăla care intră e desemnat. Mai e și supravegheat de un altul. Auzi, unul intră în altarul ăla, de unde vine lumina sfântă, și îl supraveghează un altul de alt rit musulman. Pe ăsta, dar ăla nu intră înăuntru. Ăla stă la ușă, așa explicau ăștia. Deci, practic, ce face ăla când intră înăuntru acolo? Pune rugăciune, când spune rugăciune în plan energetic, ce se întâmplă? O Roagă să și adună spune. entitățile. Multe, da? Dar de Foarte. care entități? Deschide portal, văd, se deschide Da. portal de toate. Deci arhoni, lucși, demoni, de toate, toți. Dar vin ăia mai mari, fiindcă e Da, centru. vin, dar se vin ca holograme doar și ca și vibrație energetică, frecvențe, cum să spun, Satan, Lucifer, Iahve, sunt acolo Toate prezenți, neamurile ăștia sunt da, prezenți, da, sunt prezenți și se deschide portale, multe, multe, multe portale până când se face unul singur enorm. Și atunci vin din toate tărâmurile, 9 tărâmuri. Ia uite. Așa văd acum, 9 tărâmuri, se deschid 9 ceruri. Da. Se deschide din 4.1 până în 4.9. Da. Toate frecvențele astea de dimensiuni. Și vin toți, vin și heruvim, și serafim, și toți vin. Atunci coboară mulți pentru că energia este atât de mare și la unison, uniformă, pentru că sunt foarte, foarte mulți care energizează acest ritual și egregor al acestor deci am vrut să zic sărbători și mi se repetă sacrificii. Și de Sacrificii, pe fapt, asta și este. da, iar sacrificiu, deci vin toți la acest sacrificiu, dar sacrificiu suntem noi. Lumina Noi, noastră, care îl energia lăsa. noastră. Și Veniți oamenii de nu luați înțeleg asta. lumină. Și sacrificiul ăsta prin care noi ne dăm energia noastră, care de fapt noi suntem sacrificați, e energizat de așa zisul sacrificiu al lui Isus pentru noi care s-a dat, pentru noi pe cruce și s-a sacrificat. Dar de fapt noi ne sacrificăm noi pe noi aici, toți cei prezenți acolo și care energizează prin toate vorbele și manifestările și ritualurile și, cum îi zice, la astea cu Hristos a înviat și tu răspunzi, zicalele astea sau, nu știu, Acorduri. acordurile astea, timp de 3, 4, 5 zile în continuu, toată lumea le alimentează în continuu, în continuu. Deci Dă-i seama ce festin. e un bal. Un bal Un bal. mascat. Un bal mascat, da?
Și sacrificiul suntem noi înșine, exact, și nimeni nu-și dă seama. Bine, noi anulăm că nu. Sub pretextul că Iisus, mă refer la noi ca umanitate, ca oameni, ca rasă, ca specie, mă refer la noi toți. Că recunosc și eu când v-am făcut treaba asta și tu și toți am trecut prin chestiile astea, toți le-am respectat la un moment, dar așa nu am mai căzut. Suntem. Nu mai suntem, pentru că am început să înțelegem, să conștientizăm și să rupem toate aceste acorduri, să le anulăm, să nu ne mai dăm energia noastră lor. Ce facem el acum împreună? Deci, știi ce vreau să spun? Că văd, mi-am adus aminte că ieri a sunat o verișoară al soțului și a zis, haideți la noi. Și a început să vorbească de noaptea de înviere, că ea a fost foarte religioasă și zicea că la noi, la mănăstirea din Oradea, a fost lume, nu știu câți kilometri, coadă. Așa. Ceea ce n-a mai fost, eu n-am mai auzit până acum în Oradea să fie. Deci, cât de mulți oameni trăiesc cu frica tot ceea ce se întâmplă azi în lume și cum au creat toate aceste situații astfel încât oamenii să cadă în aceste frici, nesiguranța zilei de mâine, și cum se roagă tot lor. Și tot facem lor acum, cer ajutor. Cu Mihăiță împreună. Facem sfere cu tot ce am văzut aici și trimitem către toate părțile subliminale care și-au dat, s-au sacrificat în aceste ritualuri și au dat lumina. Da. Milioane, miliarde. Da. Miliarde. Trimitem și acum în momentul în care a fost și în momentul celălalt al celorlalți catolici. De acum o lună. Și în toate momentele de 2000 de ani. În toate spațiile timp în care s-au creat astfel de ritualuri. Și din viitor. Și un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg, deși li se spune mură în gură, pâinea muiată în vin, este ce spune biserica, sângele lui Dumnezeu. Da, îi spun oamenii, pe față ăla. Ei spun pe față și oamenii nu înțeleg. Ritual de sânge. Da, e ritual de sânge. De sacrificiu, efectiv, și de sacrificiu. Bea sângele lui Dumnezeu. Pe cine bea sângele lui Dumnezeu? Cine bea sângele unui alt om? Și noi acceptăm treaba asta fiecare an. Și în fiecare împărtășanie la biserică mergi și te spovedește cu minici, cum fac unii, și bei acea pâine el în vin. El mă umflă râsul. Altă glumă, că eu mai pun glume, știi, când le vin, când le văd. Deci, pe profil. Altă glumă era cu unul gras, mai mult, dar unul s-a dus la catolici cu ostia aia, cu pâinea, corpul lui Dumnezeu, trupul lui Dumnezeu, cum zic. Și da ostia aia. Și ăla zicea, dacă puteți să faceți, zicea la popă, să faceți niște ostii, că eu sunt diabetic, că eu sunt alergic la nu știu ce și la nu știu ce. Și să faceți din astea ca să pot și eu să ia. Uite, nu pot să mănânc. Și bine, data următoare vine ăsta și erau vreo 7-10 borcănele de alea cu tot felul de ostii, cum ceruse el, că avea tot felul de alergii și de astea. Și a început ăla să mănânce și a mâncat până când a mâncat toate alea și a mai luat și în buzunare și a băgat ostiile, da? Deci e o glumă. Deci astea sunt ritualuri, despre asta vorbim. Satanice. Satanice și sunt prin care oamenii, mințile oamenilor, își dau, își sacrifică, își dau acorduri și își dau de bunăvoie părțile subliminale, pe ei însuși. Da. Da, așa este. Da? Părțile lor energetice. Se dau în mâna entităților. Da? Și acordul îl dăm prin tot ritualul care are loc atâtea zile în șir și prin vorbele prin care le spunem de sărbătorile astea și colinde care sunt de Crăciun și ouăle vopsite și drobul și mielul și toate sunt acorduri pentru ei. Toate. Pentru că le respectăm și de rușine, uite, că și asta trebuie să spun, de rușine, că ce o să spună ăla, că eu nu particip la acest, cum să mă feresc de ăla? Simplu. Și am primit acum de Paști tot felul de urări și am spus nu sărbătoresc asemenea ritualuri. Eu n-am primit vreo două.
Le-am trimis iubirea pură și au dar n-am înțeles. Răspuns. Eu le-am Faptul că, Ela, eu am gătit, ca orice om, am gătit, am stat acasă, am părinții. Eu trebuie să le gătesc, da, mereu. Și am făcut și am fiert niște ouă albe. Pentru și mamei zic, uite, să mâncați cu ceapă din grădină, cu ce vreți voi. Mama zice, păi nu le roșim? Nu, mami, nu le roșim. Ăla-i sânge. Da. Este ritualul, nu mai intrăm în nas, mami meu. Nas, mai n-am mai zis nimica. Au mâncat câte un ou fiert dimineața. Și aia a fost. Întrebarea era așa, faptul că am fiert-o, chiar că, adică neroșite, nenimica, niciodată asta, m-am aliniat sau am dat vreun acord? Nu. Asta vreau nu, să zic. Aliniamentul era dacă le vopseai sau dacă le desenai sau da, în ideea ritualului. Dar a fierbe ouă, că facem oricând tot timpul, da, exact. Da, dar zic că am fiert în zilele astea, adică le-am dat o fierte. Depinde de intenția pe care o ai când faci ceva. Dacă tu pui o intenție păi nu, într-o am direcție... Nu, am fiert-o să avem în casă. Exact. Deci am nu, n-ai dat acord mâncare. Pentru că n-ai mers cu intenția în direcția da, aia. Da, da, da. Bine, hai, închidem aici. Acum să ne spună Micăiță dacă a înțeles tot ce am prezentat. A dacă înțeles este mai clar, mult? Mai mult înțeles, decât dar clar, dacă, zice, da. Dacă este clar, bine. Acum... hai să întrebăm entitățile alea, să le întrebe, Micăiță, parte subliminală, ăștia înghețații. De ce le trebuie lor lumina aia dacă oricum îi arde? De ce vin ei călare, grămadă? Și pentru nu stau că... în întunericul lor, acolo unde le place. Acolo la întuneric, că de aia stau la întuneric, că fac ce le place, aia le place. Spune pentru că orice lumină este hrană pentru noi, dar trebuie să o transformăm, acea hrană, acea lumină. De ce nu se încrănesc cu întunericul în care ei stau? Întunericul gândesc. Nu e hrană, spune. Dar ce este? Rahat? Întunericul este doar mediul lor, dar nu e hrană. Da. Lumina e hrană. A, lumina e hrană. Atunci de ce nu devin lumină? De ce nu se fac lumină? De pentru ce nu că suntem în întuneric. Zice, noi avem nevoie să transformăm lumina în întuneric. Adică acea cui lumină servește întunericul stinsă ăsta? A domnilor noștri, spune. A domnilor noștri, stăpânilor ok, noștri. Sunt creați pentru asta, da? Da. Pentru asta dar au fost ca creați. Să existăm, ne trebuie lumina voastră transformată. Întunericul e de asemenea o energie, este energia luminii stinsă, transformată, inversată, spune. Este tot energie, dar și e inversul luminii. De aia să săpape, e tot lumină, uite, inversul luminii. Zice, săpape hrana, zice hrana noastră este momentul în care transformăm. După ce este deja transformată și consumată, nu mai este hrană. Este existența noastră, suntem noi. Păi, zice, păi, dar hrana este momentul în care se transformă energia și se emană de către voi. Atunci e hrană. Pe urmă devine o energie care face parte din întunericul nostru, zice, din mediul nostru, din lumea noastră. Se adună în lumea noastră, în întuneric. Întunericul se mărește atunci, zice. Crește. Crește. Hai să vedem ce a înțeles. Zice, dar avem nevoie ca fiecare dintre voi să vă păstrați o oarecare scânteie, adică să nu vă transformați toată lumina în întuneric, ci să vă păstrați acea scânteie păi care da. să ne poată alimenta mereu pe o frecvență care nouă ne place, zice. Da, dar de ce vine acolo la frecvența lui Mihăiță care nu este, care nu le place lor? Pentru frecvența. că este Asta o se ducă în lumină alte părți. Multă, zice, o energie multă care poate fi transformată, e un potențial de hrană pentru noi. Mare, un potențial mare. Bine. Da. Hai să vedem ce a înțeles Daniela, sora lui Mihai, parte subliminală, și mama, din tot ce am văzut și am până acum am făcut. Părțile lor subliminale au văzut tot jocul, tot teatrul
părțile subliminale, zice, înțelegem multe din ceea ce vedem, dar mințile acaparate sunt greu de controlat. Și sunt mereu trase de cei din jur în egregorul societății comune, adică să fim toți la fel și acceptați. Dacă ești diferit, nu vei mai fi acceptat, iar această neacceptare a celor din jur la adresa ta te face să devii deprimat și să te simți suprimat și neglijat și trist. Păi uite cine și de atrage fapt asta mințile. Vor. Da. Da. Observa cine atrage mințile astea. Mințile parcă sunt cheia lor, zice. Păi sunt cheia lor, da. Da, așa spune. Dar poate să devină cheia părții subliminale. Da, e adevărat, zice, părțile lor subliminale. Poate să devină cheia noastră, dar nu putem manifesta atât de ușor și repede prin minte cum manifestă ei, pentru că noi, părțile subliminale, avem o frecvență mai înaltă, odată desprinse de programele societății, dar mintea încă rămâne cu acele amintiri. Zice, sunt programe care noi se am șterg. Am mințile lor. Da, știe. S-au curățat mințile. Dar, ce programe mai au? Zice altele că noi amintirile, care amintirile vin din cauza timpului liniar creat pe pământ și entitățile, zice, mereu fac tot felul de programe prin care să aducă trecutul în prezent, amintirile în prezent, zice. Bine, ia să-și șteargă încă o dată amintirile. Ia mințile și le bagă la spălat. Hai, în mașina de spălat. Și Mihai? Fiecare parte subliminală. Spune mama lui, partea subliminală a mamei, că vede cum entitățile trag mințile pe linii paralele unde pot să acționeze și să readucă anumite amintiri de acolo. Chiar dacă aici nu a fost fix așa, dar ceea ce rezonează le conectează mințile pe alte linii paralele. Da. Prin vise și prin amintiri similare, zice. Momente. Iar partea subliminală, când după fiecare eveniment din ăsta, ia și spală mintea. Asta trebuie să facă partea subliminală și ea, la rândul ei. Da, cum a fost spune doar că este și greu perceptibil de mintea fizică ceea ce poate să facă partea subliminală în energetic. Este greu perceptibil, da. Da, dar partea subliminală măcar să o facă. Percepe, nu percepe, ce percepe treaba ei, dar tu partea subliminală de fiecare dată, cum a venit un program, a fost adus de ăsta, de la întunecați și de la societate și de la oriunde, tu o speli. E mai bine să speli lucru, cămașa, de fiecare dată când s-a murdărit, decât să o lași să se umple de zoaie și o speli odată la un an. Da, corect, zice partea Nu? Subliminală a mamei. Dar să ne amintim acest lucru. Păi să-și amintească. Să-și pună, uite, programul ăsta, partea subliminală, să-și amintească să spele, să bage la spălat. Zice, da? De dragul experienței și noi părțile subliminale acceptăm unele. Păi, de dragul experienței, draga de experiență. Nu ne-a ajuns atâtea sute mii de experiențe, care câte om fi avut, câte am avut. Câtă experiență cu întunecații să mai facem? Nu ni s-a făcut silă, scârbă. Noi, părți subliminale. Să mai vedem pur și simplu ce debitează entitățile prin mințile și tot ce fac neîntunecații. Nu ni s-a făcut scârbă, nu ni s-a scârbit. Bine. Scârbă, zice, nu e percepută de partea subliminală ca scârbă, ci doar ca un eveniment, mai mult sau mai puțin folositor, zice. Da. Ceea ce tot numesc scârbă, noi putem spune numi
Nefolositor. Ceva ce nu ne mai trebuie, da? Da, așa zice, da. Ei, așa. Că na, Da. Asta e un cuvânt. Da. Așa Da. Ne exprimăm în limba asta. Bine, ca să, așa ne exprimăm ca să putem să redăm o stare. Da? În cuvântul Da. ăsta. Bine. Ela, toată lumea, așa, hai să vedem pe întrebări. Deci au auzit părțile subliminale. Au auzit, s-au convins, spune toate trei. S-au convins. Bine. Fiecare, și Daniela, și mama, Sofia, scoată afară acum toate emoțiile de joasă frecvență, frici, orice. Orice de joasă frecvență care le mai găsesc. Zice, m-au jucat viața asta, zice sora lui. Scoate tot avut... afară. Da. Au jucat-o și rău. Mintea a jucat. Da, da a mintea. Văzut. A văzut cum, zice, văd cum m-au jucat. M-au jucat și m-au ținut pe loc, zice. Departe, au ținut-o departe de informație. Parte de tot. De adevăr. Am să le mai permit, zice. Bine. Scot afară ela și arde. Da, scot tot fiecare. Tot ce au trăit, tot ce au frici, programe, idei și conexiuni la egregori falși. Toate le Sora scoate se și afară. Conectase din nou, se reconectase la vechile. Da. După sesiune a mers bine câtva timp. După aceea s-a reconectat la vechile închipuiri. Zice, partea mai e avea. Subliminală pentru că atâta timp cât rămânem tot mai mult în aceste corpuri și experiențe, societatea din jur ne agață, ne trage pentru că prin corpuri vrem să ne integrăm în societate, iar societatea ca program în sine este unul fals și... care ne ia foarte multă energie în fizic ca să ne chinuim să fim acceptați de societate. Bine, dar aici la ea a funcționat și amintirile alea cu și amintirile. Aduse de pe linii Da. Temporale, care se roagă la tatăl, tatăl lor, al ei și al care e plecat, da? Ce să facă da. Tatăl? Ce să facă tatăl? Când el are traseul lui, o parte subliminală, o să vedem pe unde mai este când trimitem informații. L-am văzut de la început, e încă în Da? 5. Da, E tot încă în trimite 5. pe sferă de acolo și Da. tot așteaptă să vadă ce se întâmplă cu cei dragi Ia să vedem din ce viața mesaj îi asta. trimite Danieli. Să reziste, să încerce să reziste și zice, deschideți mintea, deschideți mintea. Tot asta îi spune, deschideți-vă și mintea. La... Da, închide-o la întuneric și deschide-o la către lumină. Da, se referă să-și deschidă fiecare mintea către partea subliminală. Pentru că în frecvențele joase, pentru societate, de fapt, mintea e închisă aici, în această societate. Și zice, deschideți-vă mințile, adică se referă că la cheie, cum, exact cum a zis, da, da. Că sunt chei. Mințile sunt chei, da, și zice partea tatălui subliminală, deschideți-vă mințile. Ok. Folosiți-vă de vedem. Minte, zice. Mai departe. Deci mama lui Mihăiță, Sofia. Radiografie generală a stării de sănătate cu punctele cele mai fierbinți bolnave. Hai să vedem dacă... Văd pe genunchi. Da. Și pe mijloc, șolduri. Pe genunchi văd o energie roșie, ca niște puncte, nori, fum roșu, iar pe mijloc, șolduri, văd negru. Tot așa, un fel de cerc nor negru. Iar pe cap e gri. Păi da, și la cap a avut, cred, nu mai țin bine minte, parcă a avut un accident cerebral sau... Da, scrie pe Mihăiță dacă a avut ceva. E gri pe cap. Mm-hmm.
Bine. Deci sunt influențe energetice, ceea ce văd. Implantori în corp nu mai văd, dar da, sunt aceste inele, să zic, de energie în jur. Bine, o să le rezolve când intră, da, în corp la final, după ce terminăm, da, de lucrat. Da? Da. Zice, urmează un tratament pentru inimă și rinichi, dar are îndoieli în legătură cu tratamentul, fiindcă unele medicamente îi creează disconfort, iar altele le simte lipsă. Altele, da. Ce să facă sau cum să procedeze? Eficiența acelui tratament îl văd de 23%. Mm-hmm. Inima și rinichi. Bine. Văd niște spasme la inimă. Rinichi ușor pietrificați, dar nu totalitate. Ce ar funcționa? Ok, mi-a apărut, nu știu în ce măsură asta poate să ajute, este brusture, ceai, creme de brusture și mi-a mai apărut argintul coloidal. Bine. Asta mi-a apărut ca tratament. O scrisoare, deci, toată lumea acum, Ela, toate părțile subliminale, își fac portalul de curățare. Îl deschid. Portal de curățare cu sursa primordială a creației, prin interiorul lor, prin ei înșiși. Și absorb toate entitățile care erau aici, prezente și vreau să se alimenteze. Și pun program acestui portal, fiecare, ca el să se activeze automat de fiecare dată când simte prezențe, energii de vibrație joasă, în jur. Da, îl programează fiecare și îl activează astfel încât să acționeze în jurul lor, să nu mai pasă intre nimic de vibrație joasă în câmpuri și îl pun peste tot în jurul lor să activeze acest, acționeze acest portal. Mi-a apărut înainte pentru ceai de brusture și creme de brusture cu care să se dea în zona rinichilor și inimă, eficiență de 87% și pentru argintul coloidal mi-a apărut 99%. Foarte bine. Ok. Zice, cum pot eu, Mihai zice, să-i explic mamei, să-i arăt părții fizice despre astfel de fenomene ezoterice ca să înțeleagă mai multe, mai bine. Adică tot ce am văzut noi, că există lumea energetică și ce am văzut. Iar Mihaița, da, data trecută i-a luat cărți, niște cărți. Mi-a spus, da, i-a trimis să citească, dar a zis că citea până prin cărțile alea să ajungea la îngeri și acolo să rupea film. Pur și simplu, ea, mintea ei, să analizeze pe conștient momentele din viață neplăcute și ce s-a întâmplat în urma tuturor ritualurilor, rugăciunilor. Cât și înainte. Cu ce s-a cât ales. Și înainte. Nu nimic. Înainte de a veni un eveniment neplăcut, tu te-ai rugat toată viața ta. Și atunci stai și gândește-te. Păi, dacă eu m-am rugat toată viața mea, de ce a venit evenimentul neplăcut? Exact. Și după ce a venit, cum s-a rezolvat? Și încă ceva. Ceea ce noi emanăm ca stare, ca vibrația aia, se întâmplă în jurul nostru. Iar o stare, da, negativă a noastră atrag evenimente negative în jurul nostru, exact, dar acele stări, de ce le avem? Înseamnă că suntem în vibrații joase, înseamnă, și noi ne rugăm și merem la biserică și, de fapt, toate astea sunt ca să te țină în vibrații joase, în milă, în frică, în ce o să zică ăla,
De ce, ce o să zică vecin, ce o să zică popa, păi cum să nu fac aia, deși eu nu vreau să fac aia. Astea sunt programele și programările, da? Fiecare o să mă vorbească lumea și tot da, felul de pentru idei că, mai ales astea. La țară, în mediul rural, unde sunt comunități mici de oameni sau relativ mici, acolo funcționează foarte bine aceste programe, da? Dar prima sesiune mi-amintesc că era problemă că mama Sofia nu prea mai vroia să meargă la biserică, dar ea se ducea de frica lui Popa, că oricum, sau era frică să spună că n-ar prea mai crede în minciunile astea, dar să n-audă nici vecinii și nici alții, că nu mai fugeau oamenii de ea. Și vecinii nu mai veneau. Și prin gospodărie, dacă da, ea nu pasă. Așa se amintește la. Și după aia și Popa, dacă se supără. Pe bune, parte subliminală. Ia uite dacă se supără Popa, jaf în ciuperci. Că dacă se supără Popa, se supără entitatea și din el sau entitățile pe care le deservește. Ori noi ce ne interesează pe noi? Noi nu mai avem treabă cu aceste entități. Da, nu vrem era, să le mai... Era frica ei că vecinii nu mai vin să o ajute în gospodărie. Păi dacă da. Nu mai vin, înseamnă că ei sunt răi, nu? Exact. Păi, adică stai puțin, adică tu faci bine doar dacă eu gândesc ca tine să merg exact la biserică, păi nu trebuie să faci tu păi, bine, indiferent de ce da. Religie ai. Funcționează, Ela, mințile sunt efectiv confiscate. Da? Confiscate, au mințile confiscate. Da. Bine. Acum, uite, dacă vrea Sofia să facă sfere informaționale și să trimită la tot satul și toți care îi cunoaște în frunte cu Popa, dascălul, cu toate neamurile lor. Da, trimite direct în egregorul satului. Ce am văzut aici? Așa. Da. Ok. Da. Hai să ne uităm și la Mihai, care a vrut anulare de frici, temeri, ce am vorbit și am făcut până acum. Scrisoarea de intenție pe portal, care a făcut-o. Scanare generală a corpului pentru eventuale probleme de sănătate. Ia să vedem la el ce. Dacă eventuale probleme de sănătate, asta, asta este e un frica, program al minții, exact. O frică de o boală care nu am, dar poate o să o am. Pe care o scoate elimină. Acum. Da, elimină. Atâta timp cât nu ne este frică de vreo boală pe care încă nu o am, dar eu mă pot îmbolnăvi, ați atrage boala. Deci, efectiv, noi trebuie să gândim moment de moment că noi suntem perfect sănătoși. Că avem și așa că ne simțim foarte bine și atunci așa suntem. Dar dacă eu am o frică de o boală, atrag o boală. Că poate o să am o boală, o să am o boală, anulăm. Da. Pe, bine, eu a fost program. A scos. A scoate tot și implementăm o ancoră pentru sănătate perfectă, echilibrată și un corp perfect armonizat și perfect energizat. Și mai vreau o ancoră pentru dulciuri și pentru mâncare. Ok. Anulează orice program de mâncare compulsivă, emoțional. Și implementează un program în care să mănânce perfect echilibrat, conștient atunci când corpul are nevoie de nutrienți și foarte, foarte echilibrat. Da. Își pune program împotriva mâncatului nesănătos și nociv. Mm-hmm. Orice și dulciurile. Asta, și asta și face dulciurile. Parte de aici, dar da, să pună da. Una, cum să zic, specifică, da. Da, da, împotriva dulciurilor. Să mănânce dulce cât mai rar și doar de... Și uite, acum vine vara, Ela, să fructe. Mănânce fructe, da? Da. Câte poate. Iar fructele se mănâncă în general. Cel mai sănătos pentru organism este să fie mâncate, nu făcute suc. Da, și mâncate, asta mi-a spus și mie, da. Că și mie îmi place mult sucul de portocale, dar cel mai sănătos este să mănânci portocala sau fructul, da. Pentru că atunci nu
acea fructoză care spun medicii că de fapt fructele îți ridică glicemia, este tot un program. Dacă fructele le mănânci, corpul știe să digere așa cum trebuie acel fruct, încât să-și ia din el tot ce are nevoie. Da? Exact, și energie vie. Energia vie. Da, exact. Bine. Toate părțile subliminale își deschid portal de experimentare liberă acum. Da. O, ce se bucură! Ok. Și cât număr de la 1 la 3 intră în portal și apoi cât număr de la 1 la 5, fiecare parte subliminală își proiectează și execută atâtea experiențe cât libere, cât are nevoie, astfel încât să obțină, să crească corpurile energetice la valori către 100. Da. Și începem 1, 2, 3. Intră în portal fiecare. 1, 2, 3, 4 și 5. Ies afară. Și hai să vedem. Mihăiță, da, câte experiențe a făcut? 1470. Wow. Hai să vedem corpurile sexual, corp emoțional și corp mental. La cât vibrează acum? 99 toate. Ah. Bine, hai să vedem sora. Ok, sora a făcut Daniela 1233, zice. Și valorile corpului? Corp sexual este la 97, emoțional 96, mental 93. Foarte bine. Și acum să ne uităm și la partea subliminală a mamei, Sofia. Câte experiențe? Da, ea a făcut 893 și la ea văd 96 toate corpurile. Mm-hmm. Foarte bine. Da. Hai să vedem cum se simt părțile subliminale acum. Întărite, încrezătoare, conștiente, spune, luminoase, vibrante, gata de manifestarea intențiilor lor, a părților lor subliminale, da. Și de control, zice. Fiecare parte este gata să preluăm controlul noi, părțile subliminale, asupra tot ceea ce intră. Ok, atunci să-l preia număr de la 1 la 3 și fiecare parte subliminală intră în corpul fizic, preia corpul și îl impregnează cu aceste vibrații, cu această conștientizare. Scoate afară tot ce nu le aparține, ce mai erau energii de boli, de roșii, ce am văzut pe acolo, pe la Sofia. Da, fiecare da? Anihilează, dizolvă, decrează din corp toate energiile stagnante, blocate, emoții, programe, gânduri, tot ce mai acumulaseră în ultimele luni și inundă și umple fiecare celulă, organ, sistem, structuri, câmpuri energetice cu noua lor vibrație, energie, conștientizare și putere de manifestare, spun. Foarte bine, Ela. Și acum, cu această condiție, număr de la 1 la 3 și fiecare parte subliminală merge în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Da, fiecare se energizează, se îmbrățișează, trimit raze de lumină până în structurile și corpurile energetice, le curăță, purifică, armonizează și echilibrează. Mai număr încă o dată și merge fiecare, mergem în sursa primordială a creației, 1, 2, 3. Aici fiecare își caută matricea originală, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează fiecare declarația de suveranitate și o spune cu determinare. Da. Apoi,
În rest, am văzut la prima sesiune, activează programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, fiecare își îmbracă corpul într-o cămașă de lumină care pătrunde până în celule și rămâne așa, luminos. Super. Foarte bine. Și acum Ela verifică fiecare sferele de manifestare, le concentrează și noi procedăm la fel, concentrăm cu lumina și iubirea sursii primordiale a creației. Da. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, investigat prin această sesiune. Să-și anuleze orice ritual care le-au mai făcut între timp, da, la ultima sesiune, orice ritual de orice fel care la care a participat, care le-a fost făcut sau l-a făcut altora. Da, anulează, decrează tot. Sfere am trimis. Da. Tată l-am văzut. Da, este așteaptă, bine. Spune. Și acum Ela să-și curețe fiecare dân cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Mihăiță are două joburi. De peste tot să curețe, da? Da, de peste tot se anulează, se decrează toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate hologramele, energiile stagnante, blocate, toate amprentele energetice, toate urmele, rezidurile și efectele lor de pretutindeni. Entitățile de pretutindeni sunt aspirate și trimise pe portal de înaltă vibrație direct în sursa primordială. Și toate celelalte portaluri, canale și vortexuri se închid, se sigilează complet de pretutindeni. Foarte bine, Ela. Mulțumim părților subliminale pentru această călătorie. Opresc aici înregistrare.